Moneda națională a pierdut teren considerabil în fața monedei europene, cursul oficial atingând un nivel de 4,37 lei de bani pentru un euro, minimul ultimilor ani atins de leu în raport cu moneda europeană. Cursul de astăzi este cu aproape un ban mai mare decât cel indicat de PNR pe data de 30 iunie 2010, când moneda națională a atins minimul istoric de până acum în raport cu cea europeană, respectiv 4,36 lei de bani. De pierdut au dâmbovițenii care au credite în euro, care vor plăti mai mult în această perioadă. Vineri, casele de schimb valutar nu s-au bucurat de prea mulți clienți.